Astăzi vom vorbi despre un alt subiect interesant și anume despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie. Este adevărat Cuvântul lui Dumnezeu sau nu? Aceasta este întrebarea la care vrem să răspundem în această dimineață. Pentru că în ultimul timp, oamenii nu doar că se depărtează de biserică, și nu doar că se îndepărtează de învățăturile creștine. În ultimul timp apar tot felul de idei, apar tot felul de păreri. Unii se declară atei convinși. Sunt tot mai mulți tineri care spun că sunt atei. Aproape că devine la modă printre tineri să spună că sunt atei. A apărut o altă categorie de atei, atei șmecheri. Ăștia tineri care... Am vorbit toată cu un tânăr, era cu țigara în gură, era crescut în biserică. Și zic, de ce nu mai vii la biserică? Eu nu cred în existența lui Dumnezeu. Nu cred că Dumnezeu există, aia-s prostii, zice. Și am continuat să vorbesc cu el, dar zic, dar tu ce ești? Și mai trage un fum și, eu sunt ateu, zice. Mă zic, dar ce înseamnă să fii ateu? Păi, să mor eu că nu știu, zice. Însă, adevărul este că există, mai ales în rândul tinerilor, persoane care se îndoiesc tot mai tare de existența lui Dumnezeu. La începutul acestei, înainte să încep această serie de mesaje, am primit un e-mail de la un tânăr și o să citesc câteva rânduri. Bună, Cristi, sunt un băiat care frecventează programele de duminică dimineața la BBSO de ceva vreme. Provin dintr-o altă biserică baptistă și ambii mei părinți sunt creștini baptiști, eu fiind dus la biserică încă de mic. Mărturisesc că niciodată nu am pus la îndoială existența lui Dumnezeu, crezând tot ceea ce mi se spune la biserică. Asta până acum câteva luni, când am început să mă gândesc dacă chiar există Dumnezeu și, sincer să spun, a început totul să mi se pară o mare manipulare din partea conducătorilor din vremurile trecute, în care omul, pentru a nu se răzvrăti, trebuia să creadă că este cineva acolo sus care vede tot și care te pedepsește dacă greșești. Este șocant și pentru mine că am ajuns la concluzia asta, dar apoi pentru mine. Și nu vreau să cred că după viața asta nu mai este nimic. Mă duc la biserică și aud cum Dumnezeu este așa și așa, dar eu nici măcar nu știu dacă există și nu prea mai îmi vine să ascult predicile sau să vin la biserică. Constat cu stupoare că nu sunt singurul. Foarte mulți prieteni de-ai mei și nu numai, nu mai cred în Dumnezeu, deși sunt și ei, ca și mine, proveniți din medii creștine. Și apoi pune câteva întrebări, printre care întrebarea la care răspundem în dimineața aceasta, oare chiar a fost Biblia tradusă bine? Nu sunt niște texte interpretate greșit de către cei care învață pe alții? Pentru că știți ce se întâmplă? Avem aici o mică pepinieră de-a noastră în care vin oameni, pleacă oameni, tineri copii de-ai noștri care pleacă de aici și aici suntem un pic timizi. Avem curajul, măi, să vorbim despre existența lui Dumnezeu, nu ne băgăm în subiecte de astea că vin ăștia din afară cu știința, ne dau una peste ceafă și s-a dus totul. N-avem curajul să vorbim despre Biblie, o luăm frumos, o citim, ne rugăm, mai plângem un pic și Domnul cu noi, dar să nu vorbim prea mult dacă Biblia e adevărată, nu e adevărată, este demnă de încredere sau nu. Și apoi, mulți dintre voi plecați de aici în marile universități ale lumii, gen Universitatea Oradea. Da. Și în acele locuri vine nu știu care și vă spune clar, voi sunteți reduși mental, sunteți proști, sunteți demodați să crezi într-o carte scrisă de 2000 de ani că e adevărată, trebuie să fii șușu. Și nu-ți trebuie mult pentru ca toată învățătura pe care tu ai acumulat-o să se cu tremure și să cadă jos dintr-o dată. Este Biblia adevărată sau nu este? Pentru aceasta aș vrea să ne uităm la patru aspecte care țin și care dovedesc practic existența, nu doar faptul că Biblia este adevărată, dar care arată că Biblia este demnă de încredere. Deci patru lucruri care în dimineața aceasta ne arată. Patru teste, dacă vreți să le numim așa. Primul, testul sincerității.
trebuie să ne uităm în primul rând la cei care au scris Biblia și să vedem ce fel de oameni au fost. Că atunci când citești o carte, trebuie să afli câteva informații despre autor. Nu poți să lași autorul deoparte, de acolo trebuie să începi. Și haideți să vedem câteva detalii istorice cu privire la aceste cărți din Biblie și cu privire la Noul Testament în special. Acum, mulți zic, măi, Biblia este doar o carte ca oricare alta, o carte de povești, de basme. Întrebare, câți dintre voi ați citit vreodată vreun basm? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc! Și acum din nou trebuie să mă ajutați. Cum începe un basm de obicei? Wow, parcă ar fi Geneza 1 cu 1. A fost odată ca niciodată. Sunt aici oameni la care chiar le plac basmele. Sau undeva departe, cu mulți ani în urmă. Și apropo, dacă urmăriți documentare despre evoluție pe National Geographic sau pe Discovery, știți cum încep majoritatea dintre ele? Cu milioane și milioane de ani în urmă. Undeva departe, într-un loc total necunoscut, a avut loc o explozie. Însă, când ne uităm la Biblie, haideți să vedem cum încep autorii să vorbească despre Biblie. Uitați-vă în Luca, în capitolul 3, versetul 1. În anul al 15-lea, al domniei lui Tiberiu Cezar, pe când Pilat din Pont era dregător în Iudeea, Irod cârmuitor al Galilei, Filip, fratele lui cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania cârmuitor al Abilenei și în zilele marilor preoți Ana și Caiafa. Observați diferența între a fost odată ca niciodată și Luca 3 cu 1. Ce altceva ne-ar fi putut spune Luca pentru ca să ne arate că omul s-a documentat, omul a studiat? Vorbește despre Tiberiu, Pilat, Irod, Filip, Lisania, Ana, Caiafa. Despre 7 personaje istorice într-un singur verset. Detalii istorice pe care Biblia ni le oferă despre oameni și locuri. Dar nu doar atât. Autorii Bibliei au fost preocupați de asemenea, nu doar de detaliile istorice, dar au fost ei preocupați să spună adevărul sau nu. Haideți să ne uităm în Luca, în capitolul 1, primele 4 versete. Fiindcă mulți, spune Luca, s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul. Și Luca n-a fost un terche-berche din ăsta care s-a apucat și el să scrie într-o zi, a zis, măi, ce să fac, mă plictisesc? Luca a fost doctor. A studiat cu atenție. De ce? Pentru că el spune mai înainte, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. El n-a fost martor ocular la evenimentele care au avut loc, dar Luca a studiat cu deamănuntul de la martori oculari, care au fost cine? Ucenicii Domnului Iisus. A mers, a stat de vorbă cu ei. Ce altceva ar fi putut să ne mai spună Luca la începutul epistolei, la începutul Evangheliei sale, ca să ne arate că această Evanghelie este adevărată, că ceea ce urmează să scrie este adevărat? De asemenea, unii spun că Biblia este doar un basm, nu doar Luca. Uitați-vă în Petru, în 2 Petru 1 cu 16, spune, în adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Spune Petru, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite.
Noi, zice Petru, am fost acolo, noi am văzut. În 1 Ioan 1:1, Ioan este cel care spune ce era de la început, ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre, ce am atins cu mâinile noastre, aceea vă vestim și vouă. Oamenii aceștia ne spun ei în primul rând la început că e adevărat. Cristi, dar să-i credem? A, bine, pot să vin să spun că sunt papa de la Roma, nu? Pentru asta trebuie să te credem. Avem motive să-i credem sau nu? Hai să ne uităm aici la testul sincerității. Aș vrea să mai vedem un criteriu important pe care l-am intitulat criteriul rușinii sau principiul acesta al stânjenelii. Și anume, conțin întâmplările acestea, conțin aceste documente detalii rușinoase sau stânjenitoare cu privire la cei care au scris cărțile Noului Testament. Vorbim în dimineața aceasta în special despre Noul Testament, că nu avem timp să vorbim și despre Vechiul. Pentru că dacă ar fi doar bazme și povești inventate, când vrei să inventezi o poveste despre tine, eu vreau să inventez o poveste despre mine, ce aș vrea să spun, ce aș vrea să scot în evidență? Părțile bune sau părțile rele? Tu când scrii o poveste despre tine, despre ce vorbești? Câți dintre voi aseară ați zis, nu mă duc la culcare până când nu mă duc să scriu mai întâi pe Facebook că am fost un mare idiot astăzi? Sau câți dintre voi ați zis, măi, hai să ne facem un selfie acum când suntem foarte certați și să-l punem pe Facebook. Să vadă toată lumea că ne-am certat. Și apoi să apară la coment, fainilor. Fain vă stă. No. Să pui o poză cu voi certați pe Facebook, nu? Și să scrii apoi, ajută-mă cu un share. Facebook-ul este un fel de jurnal al nostru. Unii dintre voi vă scrieți toată viața acolo fără să vă dați seama. Evangheliile sunt un mare Facebook al ucenicilor despre viața Domnului Isus. Și dacă ar fi inventat povești, n-ar trebui să găsim detalii stânjenitoare cu privire la ei. Dar cu toate acestea, când citim Evanghelie, știți ce găsim? Că uneori oamenii ăștia au fost slabi la minte. Domnul Iisus le spune o pildă, pilda cu semănătorul. Și la sfârșit, ucenicii se duc la Domnul Iisus și știți ce le spune? N-am înțeles nimic din predica asta. Nimic n-am înțeles. Și nu este prima dată. Sau alte ori sunt mustrați de către Iisus. Vă amintiți de Petru când în Matei 16 Petru stă de vorbă cu Iisus și Iisus îi spune lui Petru, înapoi a mea, Satano, cine a scris Evanghelia după Matei? Nu este o întrebare capcană? Să aud, cine a scris-o? Matei. Acum, Matei când a scris Evanghelia aceasta, credeți că l-a sunat pe Petru și a spus, mai Petru, vreau și eu să scriu așa o poveste despre viața lui Iisus și despre tine și uite ce m-am gândit să spun cu privire la tine. Că într-o zi, Iisus s-a uitat la tine și ți-a spus, înapoi a mea, Satano, adică ți-a spus, măi Petru, tu ești un fel de diavol. Te super dacă scriu aici că ești diavol. Diavol ești tu. Cum să scrii spre mine că sunt diavol? Cum? Altceva nu ți-ai găsit de scris acolo decât să scrii chiar asta? Vezi, Matei, mă, găsește și tu ceva mai interesant. Nu scrii spre mine că Iisus a zis că vorbesc ca un drac. Sau alteori, ucenicii se leapă de Iisus. Petru, nu-l cunosc, nu știu cine este. Sau mai sunt evenimente în care ucenicii se duc cu Iisus în Ghețiman la ora de rugăciune. Și ce au făcut la ora de rugăciune? Au adormit. De câte ori au adormit? Că nu spune că au adormit doar o dată. Dacă ar fi povești inventate, n-ar fi putut fi aceste detalii ocolite. Să le lăsăm în afară, să nu ne facem de râs că ne-am dus și am adormit la biserică. Să spunem că we are feeling great, wonderful. Da? Punem un smiley face pe Facebook, nu punem astea. Sau o întâmplare care pe mine chiar m-a șocat și care chiar mă face să cred că oamenii ăștia nu vorbesc prostii. Știți care este? Când a înviat Domnul Iisus, știți cine s-au dus
Știți cine spune evanghelile că s-au dus prima dată la mormânt? Femeile. Acum, dacă erau inventate. Femeile, în vremea aceea, mărturia lor avea zero valoare. Înțelegeți? Însă, dacă erau inventate, nu putea Petru și Ioan să scrie ei o poveste, o evanghelie, evanghelia lui Petru și a lui Ioan, în care, al lui Ioan este să fi fost Petru autor, în care Ioan să povestească, eu și Petru ne-am dus la mormânt și când am ajuns acolo, de departe, am văzut trei soldați romani care stăteau și păzeau mormântul, dar ne-am făcut un plan. Petru s-a dus prin dreapta, Ioan s-a dus prin stânga, Petru s-a dus croșeu de dreapta la primul, puf, la al doilea, Ioan s-a dus la al treilea, l-a luat de gât, s-a uitat la el și a spus, I'll be back. Și apoi ne-am dus și le-am consolat pe femei care plângeau și le-am dat o batistă. Dar Iisus se arată prima dată femeilor. Când am predicat mai de mult de Paște într-o biserică despre faptul că Iisus a arătat prima dată femeilor, a venit o soră la sfârșit la mine și mi-a zis, Cristi, zice, știi de ce Iisus după înviere s-a arătat prima dată femeilor? Zic, de ce? Că a vrut, zice, ca vestea să se răspândească foarte repede. Înțelegeți? Că dacă... Amin, nu? Că dacă Iisus s-ar fi arătat prima dată bărbaților, merge Petru acasă după o zi obișnuită de muncă, după ce Iisus înviază, întreabă soția, era căsătorit, da, avea soacră, normal că avea și nevastă, întreabă soția Petru, cum a fost astăzi la lucru? Bine. Păi, dar am auzit că a înviat Iisus. Da. Așa. Avem ceva de mâncare. Este criteriul acesta al rușinii, al stânjenelii, care este prezent peste tot în Evanghelie. În alte episoade, n-am mai pus aici pe ecran, că sunt prea multe, dar în alte episoade se ceartă între ei, puteau să spună, să scoată afară chestia asta, să cosmetizăm puțin, să arate mai bine și Petru și toți ceilalți, să fie mai de treabă, mai de gașcă, mai săritor, mai plin de curaj, mai plin de credință. Dar un alt lucru care ne arată că testul acesta al sincerității este adevărat este costul pe care acești oameni l-au plătit pentru ceea ce au scris. Acum, dacă scrii o minciună, poți să scrii o minciună, nu? Dar nu-ți dai viața. Cine își dă viața pentru o minciună? Uitați-vă la politicienii din ziua de astăzi. Câți dintre ei au zis că se duc la închisoare pentru că sunt vinovați? Niciunul nu-i vinovat. Pentru o minciună nimeni nu-și dă viața, înțelegeți? Oamenii aceștia și-au dat viața pentru ceea ce au scris. Toți au plătit cu viața. Petru a fost crucificat. Andrei a fost crucificat. Filip a fost crucificat. Iacov a fost decapitat. Matei a fost ucis de sabie. Matia a fost ucis cu pietre. Toma a fost ucis cu sulița. Ioan moare undeva în exil. Pavel este decapitat de Nero în Roma. Asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Că Biblia nu este doar o carte, ci este o carte demnă de încredere. La oamenii aceștia le-a păsat de adevăr. Au vrut să transmită mai departe adevărul. Au fost preocupați de asta, au murit pentru asta. Ce altceva ar mai fi putut să facă scriitorii Noului Testament? Pentru ca noi astăzi să credem că Noul Testament nu este o carte plină de basme, ci sunt întâmplări adevărate. Nu știu. Unii veți zice, bun, Cristi, înțelegem, Biblia este o carte adevărată, atunci când a fost scrisă a fost o carte adevărată, dar întrebarea care se pune astăzi, de unde să știm noi că această carte scrisă cu mii de ani în urmă, astăzi a ajuns la noi, fără greșeli și în timp nu a suferit modificări substanțiale, de unde putem noi să știm că Biblia este adevărată așa cum o avem noi astăzi? Mă bucur că ați întrebat, pentru că este o disciplină care studiază această problemă și care se numește critica textuală. Și următorul lucru despre care vreau să vă vorbesc este despre telefonul fără fir. Câți dintre voi ați jucat vreodată telefonul fără fir? Știți jocul ăla, nu?
Când unul îi vine în minte un cuvânt, îl spune la al doilea, dar îl spune un pic pocit și apoi la următorul, la al patrulea, la al cincilea și ultima persoană care aude cuvântul, spune o chestie foarte tare și toată lumea se prăpădește de râs când aude ce a fost și unde a ajuns. Și unii cred că Biblia este telefonul fără fir. Că ucenicii au existat, au spus lucruri adevărate, dar ceea ce avem noi astăzi este o chestie foarte hazlie. Bart Ehrman, unul dintre atei despre care am vorbit și data trecută din Statele Unite, exact asta crede. Că a existat o copie, copia a fost copiată de altcineva, a fost greșită, altcineva a copiat copia de la copie și tot așa, până când avem noi astăzi o carte mutilată de adevăr și care nu este demnă de încredere. Și atunci critica textuală încearcă să răspundă la această întrebare. Cum putem noi să știm că Biblia este adevărată? Sunt două întrebări pe care trebuie să le punem. Prima, cât de timpurii sunt manuscrisele pe care le avem noi astăzi? Pentru că există manuscrise, o să vedem imediat și câte. Dar care este perioada de timp care s-a scurs de când a fost scris originalul și până la primul manuscris pe care îl avem noi astăzi? Este o perioadă lungă de timp sau este o perioadă mai scurtă de timp? Ce am preferat, să fie o perioadă lungă sau o perioadă scurtă? Ce ziceți? Cum ar fi mai bine? Scurtă! Cu cât e mai scurtă, cu atât mai bine! Haideți să studiem puțin alte scrieri vechi și să vedem care este perioada de timp între original și primul manuscris. Pliniu cel Tânăr, da? Perioada de ani, de timp care s-a scurs de la când a fost scrisă până la primul manuscris pe care îl avem astăzi este de 750 de ani. Mult sau puțin? Mult, nu? Cezar, 1000 de ani, de la perioada când a fost scris originalul până la primul manuscris pe care îl avem astăzi. Platon, perioada de timp scursă între original și primul manuscris este de 1200 de ani. Este incredibil. Și ca să vă exemplific mai bine, am făcut aici o mică axă a timpului. Avem aici câteva lucrări, Pliniu cel Tânăr, Cezar, Platon, Aristotel, Euripide, 1500 de ani între original și primul manuscris care există. Și cu toate acestea, atenție, nimeni nu pune la îndoială aceste opere de artă. Eu nu vin să spun, băi, dar astea nu pot fi adevărate. Care este perioada de timp în cazul Noului Testament între original și primul manuscris? Știți care este? 40 de ani. 40 de ani. Cristian, totuși, este o cifră 40, nu? Unii sunt de părere că ar fi chiar mai mică. 40 de ani este o cifră, dar vreau să vă spun ceva. Fac o mică paranteză aici. 1989, 22 decembrie. Au trecut 26 de ani de atunci. Eu aveam 9 ani în vremea aceea. Însă, țin minte acum, în 22 decembrie seara, știu unde eram, știu ce făceam, știu cu cine eram, știu ce am spus, știu ce au spus alții. A fost ziua în care președintele României de atunci, Ceaușescu, a fost detronat ca și președinte al României. A fost ziua când oficial a început Revoluția. Dar dacă mă întrebați, Cristi, uite, știu ce ai făcut, spui că știi ce ai făcut cu 26 de ani în urmă, dar știi ce ai făcut cu 26 de zile în urmă? Habar nu am. Habar nu am. De ce am ținut minte 22 decembrie 89? Pentru că a fost un eveniment de impact. Credeți că învierea a fost un eveniment de impact, Orba? Oh, da. 40 de ani nu este o perioadă chiar atât de mare de timp. Este o perioadă relativ mică între primul manuscris și originalul. Și primul manuscris pe care îl avem astăzi este manuscrisul John Rylands, care este datat între anii 117-138. Unii susțin că ar fi chiar mai timpuriu. Și conține câteva versete din Ioan, capitolul
18. Biblia este o carte aparte când stai să-i studiezi istoricul și manuscrisele care există. În anul 200 după Hristos avem părți integrale ale Noului Testament. Avem manuscrisele originale din anul 200. Primul manuscris care conține integral Noul Testament este manuscrisul Codex Vaticanus de la anul 320. În anul 320 există astăzi manuscris care conține Noul Testament integral. Dan Wallace spunea că avem mai multe manuscrise vechi despre persoana lui Iisus Hristos decât despre oricare altă scriere din lumea veche, incluzând Iuliu Cezar sau Alexandru cel Mare. Câte manuscrise există? Că și asta este important. Oare câte manuscrise există? Hai să ne uităm din nou la celelalte opere vechi care au fost scrise, să vedem câte manuscrise există. Platon, 7 manuscrise. Cezar, care a scris Războiul Galilor, 10 manuscrise. Tacit, care a fost unul dintre cei mai proeminenți scriitori romani din vremea lui, avem astăzi 20 de manuscrise care ne-au rămas. Și următoarea operă de artă după Noul Testament, foarte importantă ca și valoare, este Iliada și Odiseea lui Homer și avem 643 de manuscrise. Acum întrebarea este, câte manuscrise avem în cazul Noului Testament? Ce ziceți, cam câte credeți că avem? Multe sau puține? Hai să vedem. 24.633 de manuscrise. Este incredibil. Când compari cu oricare altă operă literară veche, nu are termen de comparație. Din aceste 24.000 de manuscrise, 5.800 sunt în limba greacă, în limba în care s-a scris Noul Testament, 10.000 în limba latină și încă vreo 10.000 și ceva în alte limbi. Dacă ar fi să facem o comparație între operele vechi care s-au scris și am luat toate manuscrisele de la operele vechi și le-am pune unul peste altul, am avea un turn, așa cum vedeți în imagine, de aproximativ 1,5 metri. Dacă luăm toate manuscrisele Noului Testament și le-am pune unul peste altul, am avea un turn de aproximativ 1,5 km. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că nu trebuie să fim timizi când vorbim despre cartea cărților. Nu trebuie să fim timizi când vorbim despre Biblie. Există dovezi că Biblia este adevărată, există manuscrise, există incredibil de multe copii vechi ale Noului Testament. Și chiar dacă n-ar exista acestea, cineva făcea următoarea afirmație: părinții bisericii din secolul 2 și 3 au citat atât de mult Noul Testament încât pe baza citatelor lor am putea reface întreg Noul Testament cu excepția 11 versete. Credeți că oamenii ăștia predicau Biblia sau nu? Atât de mult l-au citat încât am putea reface tot Noul Testament doar pe baza a ceea ce ei au spus, cu excepția 11 versete. Este incredibil când te uiți la Noul Testament, când vezi cât de multe dovezi există. Tertulian, care a trăit la sfârșitul secolului 2, spunea următorul lucru: veniți acum, zice, cei care sunteți curioși, mergeți în bisericile apostolice în care încă mai avem spinii apostolilor, unde scrierile lor autentice sunt citite. Tertulian afirmă și sugerează că în vremea lui, atunci când el încă era în viață, existau scrierile originale, autentic în acea vreme, se referă la original. Scrierile apostolilor erau citite în bisericile apostolice. Să nu cumva să credeți că Biblia este o carte ca și oricare alta. Să nu cumva să credeți că este doar un basm, că este doar un mit, este doar o poveste. Nu este așa. Bun, dar
Înțelegem, oamenii au fost preocupați să spună adevărul, există multe manuscrise, dar conține Biblia greșeli sau nu? Conține Noul Testament greșeli. Știți câte conține? Există vreo 300, între 300 de mii și 400 de mii de variații în manuscrisele Noului Testament. Na, mai bine împachetăm acei, cântăm repede o cântare și plecăm acasă. Așa de multe, Cristi. Cum putem noi să avem încredere atunci în Noul Testament dacă există atât de multe greșeli? De ce există așa de multe variații? Pentru că există foarte multe ce? Manuscrise. Pentru că cineva a calculat că avem vreo 2,6 milioane de pagini de manuscrise. Atunci eu am fost curios. Am împărțit 2,6 milioane la, am luat cifra maximă, 400 de mii. Știți ce înseamnă asta? Sau invers, nu știu cum am făcut, dar am ajuns la concluzia că avem o variație la fiecare 6 pagini. Dar ce sunt totuși aceste, ceea ce criticii Noului Testament numesc greșeli? Ce sunt acestea? 75% sunt pur și simplu greșeli de ortografie. Păi, Doamne, greșeli de ortografie. Acum sunt sigur că noi atunci când scriem ceva, un PowerPoint, de exemplu, niciodată nu facem vreo greșeală de ortografie. Totul este întotdeauna imaculat. Când ai trimis un SMS, întotdeauna l-ai trimis cu cratimă și liniuțe și toate celelalte lucruri și diacritice, nu-i așa? 15% sunt diferite variații de sinonime grecești. Și de asemenea, tot aici, în ăștia 15%, orice limbă, pe parcursul timpului, își schimbă înțelesul. Sunt cuvinte care își schimbă înțelesul. Să vă dau un exemplu din limba engleză. În urmă cu 40 de ani, puteai să te uiți la cineva și să îi spui: "Man, you are so gay." Ce am spus? Astăzi am spus un lucru foarte urât, nu-i așa? Dar în urmă cu 40 de ani, când cineva spunea "I am so gay", spunea: "Sunt așa de bucuros, sunt așa de fericit." Astăzi, în anul 2016, dacă te uiți la cineva și îi spui "Man, you are so gay", ferească Dumnezeu. Acest cuvânt și-a schimbat înțelesul pe parcursul timpului și în 2000 de ani, cu siguranță sunt cuvinte care și-au schimbat înțelesul, dar de asta se ocupă critica textuală. De asemenea, 9% sunt din variațiile care există, afectează înțelesul textului, dar doar în manuscrisele târzii. Să vă dau un exemplu. În prima epistolă a lui Ioan există un verset în care Ioan spune: "Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie cum? De plină." În alte manuscrise mai timpurii, știți cum apare? "Și vă scriu aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie de plină." Schimbă înțelesul textului, schimbă. Este un lucru foarte important, cu siguranță nu este. Și mai puțin de 1% din variațiile Noului Testament afectează înțelesul textului în mod direct. Dar atenție, nici o eroare a Noului Testament sau nicio variație, nicio greșeală nu afectează vreuna din doctrinele importante sau de bază ale creștinismului. Dacă cei care aveți Biblii mai noi, dacă vă uitați în Marcul la capitolul 16, veți descoperi că înspre finalul cărții există anumite versete care sunt puse la versetul 9 până la versetul 20, versetele respective sunt puse între paranteze. De ce? Pentru că în manuscrisele timpurii textul acesta nu se regăsește. Acesta este exemplul de mai puțin de 1% texte sau erori care afectează înțelesul Bibliei sau Noului Testament. Dar afectează asta autenticitatea Noului Testament? Cu siguranță nu. Pentru că mesajul a fost transmis, mesajul principal a fost transmis, Evanghelia, vestea bună a lui Iisus Hristos a fost transmisă în ciuda acestor erori pe care noi le avem astăzi. Să vă dau un exemplu, o ilustrație ca să înțelegeți mai bine. Am încercat ieri să trimit un SMS către BBSO și uitați ce am vrut să scriu. "În această seară, de la Nora
8, avem afumarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt apelați toți membrii BBSO să participe, L-am scris la volan. Am încercat să-l trimit. Răspunsul care l-am primit înapoi a fost: what? Ce ai vrut să spui? Și atunci am mai încercat încă o dată. În această seară de la ora 18 avem amânarea generată anuală a Bisericii Speranția. Asta am scris-o cu Siri. Unde așteptați toți membrii BBSO să participe? Parcă e un pic mai bine, nu-i așa? Am mai încercat încă o dată și am scris următorul mesaj. În această sferă de la ora whatever, alegem anularea generală actuală a Bisericilor Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să precipite. Înțelegeți ideea, nu? Care este mesajul? Câți dintre voi ați prins mesajul acestor trei SMS-uri? Vreau să ridicați mâna sus. Ce-am vrut să spun? Acesta este, de fapt, SMS-ul pe care am vrut să-l trimitem. În această seară de la ora 18 avem adunarea generală anuală a Bisericii Speranța. Sunt așteptați toți membrii BBSO să participe. Dar să ne întoarcem la Noul Testament. Ce am vrut să spun cu asta? Chiar dacă sunt anumite variații, mesajul rămâne acolo. Mesajul este transmis. Este mesajul pe care Dumnezeu a intenționat ca oamenii să-l primească. De aceea Bruce Metzger spune următorul lucru: Iliada lui Homer a fost copiată cu o acuratețe de aproximativ 95%. Prin comparație, Noul Testament are o acuratețe de aproximativ 99,5%. Procentul de 0,5% care rămâne incert nu afectează nici o doctrină a credinței creștine. Cred că Biblia este adevărată. Cred. Cred că Biblia este corectă. Absolut. Cred că este cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Cred din toată inima lui. Avem atâtea dovezi. Din punct de vedere istoric și din punct de vedere al manuscriselor, este incredibil cât de multe dovezi avem. Bun, Cristi, dar acum, dacă avem aceste dovezi, înseamnă că ar trebui să avem și anumite dovezi arheologice, nu-i așa? Sigur că da. Există descoperiri arheologice care confirmă că Biblia este adevărată. Și când vorbim despre descoperirile arheologice, atenție! Încă nu au fost excavate decât 1% din site-urile din Israel din motive politice pentru descoperirile arheologice. Cu toate acestea avem 25.000 de dovezi biblice. Oamenii cred că Biblia este adevărată. Profesorul Nelson Gleck, poate autoritatea modernă, cea mai mare arheologie israeliene, face următoarea afirmație: nicio descoperire arheologică nu a respins vreo referință biblică. Și spunea el: rezultatele descoperirilor arheologice au confirmat în mare sau în detaliu afirmațiile istorice din Biblie. În aceeași măsură, evaluarea corectă a descrierilor biblice au condus adesea la descoperiri uimitoare. Cristi, poți să ne oferi câteva exemple în sensul acesta? Sigur că da. Primul exemplu care vreau să vi-l dau este al lui Pilat. Da? În anul 1961, un arheolog italian pe nume Antonio Forva a descoperit în Cezarea, în iunie 1961, o echipă de arheologi italieni conduși de acest arheolog italian, Antonio Forva, făcea escavări în orașul port mediteranean al Cezareei. La un moment dat au descoperit o piatră, această piatră, aproximativ 30x70, care are inscripționată pe ea următoarele cuvinte: Pontius Pilat, prefect al Iudeii, a inaugurat Tiberium cetăților Cezareei. Este o dovadă clară a faptului că Pilat din Pont, cel care l-a judecat pe Iisus, cel care l-a condamnat pe Iisus, nu este doar un personaj din basme, ci este un personaj istoric care a existat.
Da? Istoria și arheologia confirmă lucrul acesta. De asemenea, un alt exemplu este cel al lui Caiafa, marele preot care a fost și el prezent în momentul crucificării lui Iisus. În anul 1990, niște muncitori în sudul Ierusalimului lucrau la un parc acvatic. În timp ce făceau săpături, au descoperit site-uri arheologice și arheologii au descoperit 12 osoare care conțineau rămășițele a 63 de persoane. Ce erau aceste osoare? Erau aceste cutii mici în care erau puse rămășițele celor care au murit. Între aceste osoare au găsit această cutie decorată special și cutia aceasta are inscripționat înăuntru ei pe capac următoarele cuvinte: Iosif, fiul lui Caiafa. Acum, istoricul Iosif Flaviu vorbește despre faptul, un istoric care a trăit în secolul I, în contemporan cu ucenicii Domnului Iisus, în scrierile sale, care de asemenea au fost dovedite ca fiind autentice, vorbește despre Caiafa și ne dă numele complet al lui Caiafa. Știți care era numele complet al lui Caiafa? Iosif, fiul lui Caiafa. Dar ce are fiul de a face, fiul lui? Era un alt fel de a spune numele de familie. Ultimul lucru despre care vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta, dovezi că Biblia este demnă de încredere, este despre exactitatea Bibliei. Hai să luăm câteva exemple. Primul este soarele. Mult timp oamenii au crezut că pământul este static și că soarele este static. Dar uitați-vă ce spune Biblia în Psalmul 19:6, citesc din noua traducere. Răsăritul lui este la un capăt al cerului și roate este drumul până la celălalt capăt al lui. Nimic nu se poate ascunde de căldura lui. Mulți ani oamenii au ridiculizat acest verset. Cum adică soarele se plimbă? Este imposibil, nu există așa ceva. După care oamenii au descoperit că da, pământul se învârte și soarele răsare și apune exact cum spune Biblia. Dar avem un alt exemplu despre exactitatea Bibliei și anume despre faptul că Biblia dovedește știința înainte ca știința să facă aceste descoperiri. Cu privire la forma pământului, spune Isaia 40:22 că el șade deasupra cercului pământului, a tras o boltă pe fața apelor ca hotar între lumină și întuneric. Întrebare: de unde a știut Isaia lucrurile acestea? Eu m-am tot gândit. Isaia a fost pastor. Și știți dumneavoastră cum sunt pastorii și preoții? Leneși. Ăștia nu lucrează numai o zi pe săptămână. Și atunci Isaia, când nu lucra, în cealaltă zile s-o fi plictisit și a zis într-o zi, măi, eu aș vrea să trimit un satelit în spațiu. Și-a lansat un satelit undeva în afara spațiului, care a făcut poze la planeta Pământ și prin sistemul de GPS l-a trimis lui Isaia. Și s-a ajuns la concluzia că pământul este rotund, nu? Nu știu cum o descoperit. Cred că am o idee vagă. Are de-a face cu Duhul Domnului, care i-a spus lui Isaia cu 300 de ani înainte de Aristotel. Aristotel, în cartea sa În ceruri, a fost primul care a sugerat că pământul ar putea avea forma unei sfere. Isaia, cum zic pastorii ăștia, i-a luat înainte la omul de știință, Aristotel. Nu este incredibil totuși, pe voi nu vă iumesc lucrurile astea. Nu, ar trebui să te entuziasmeze, nici n-am știut că există așa ceva. Dar vreți să vă mai spun ce există în Biblie? Că pământul este suspendat. Vă dați seama? Spune în Iov 26:7 că el întinde miază noaptea, adică nordul, asupra golului și spânzură pământul pe nimic. Incredibil. Știți de ce este incredibil? Că Biblia vorbește despre faptul că pământul este suspendat. Și până să descopere Isaac Newton și să vorbească despre legea gravitației, știți ce credeau hindușii? Că pământul stă pe spatele unui elefant. Și elefantul stă pe spatele unei broaște țestoase. Voi nu sunteți oameni de știință, nu știu ce.
Și broasca aceasta țestoasă plutește în mare aceasta de abis din univers. Sau chiar mai mult decât atât, grecii credeau că zeul Atlas purta pământul pe umerii lui. Și uite ce spune Biblia în Iov 26:7. Că el spânzură pământul pe nimic. Dragii mei, nu este incredibilă Biblia și nu este incredibil cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, înțelegeți că Biblia este adevărată? Amin! Este cuvântul lui Dumnezeu demn de încredere. Trebuie să fim timizi când stăm în locul acesta. Trebuie să ne fie frică să vorbim, ba să nu ne fie frică, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu, există dovezi istorice, există dovezi arheologice, există dovezi științifice că Biblia este adevărată și este demnă de încredere. Și eu mai am o dovadă că Biblia este adevărată. Am avut vreo 15-16 ani când am încercat să vorbesc pentru prima dată în fața unui public. A fost o încercare nereușită. A fost incredibil. M-am bâlbuit, n-am știut ce să spun. Mi-am făcut o predică de o oră și am terminat-o în 5 minute. Vă zice, wow, ne place acel Cristi Sonia. Dacă s-ar mai întâmpla asta și astăzi, ar fi incredibil. Acum fac o predică 5 minute și o termin într-o oră. Însă, de atunci și până astăzi au trecut câțiva ani. Și în anii aceștia am văzut și am constatat un lucru. Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este autentică pentru că schimbă vieți. Pentru că am văzut vieți schimbate. Pentru că am văzut vieți transformate. Pentru că am văzut cum cuvântul lui Dumnezeu schimbă vieți imposibil de schimbat. Oameni desfigurați de băutură, oameni desfigurați, tineri desfigurați de droguri, oameni care și-au pierdut mințile, oameni care au căzut în disperare, oameni care au căzut în deznădejde și care atunci când au luat cuvântul lui Dumnezeu, când au început să citească cuvântul lui Dumnezeu, Biblia le-a schimbat viața. A schimbat politicieni, au schimbat sportivi, a schimbat oameni simpli, a schimbat oameni bogați, a schimbat oameni fără carte, pentru că Biblia este o carte care poate să schimbe viața. Pentru că uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia 23:29. Nu este cuvântul meu, zice Dumnezeu, ca un foc și ca un ciocan care sfărâmă stânca. Am văzut cum această carte are puteri magice, are puteri divine, are puterea să sfărâme inimi care sunt imposibil de schimbat. Am văzut cum Biblia este adevărată, pentru că Biblia spune că este ca și o sabie cu două tăișuri. Este incredibil, pătrunde în fiecare colț din viața ta. Atunci când conștiința nu-ți mai spune ce trebuie să faci, este cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citești și îți spune cum viața ta poate să fie schimbată. De ce oameni mari din lumea aceasta, în momente grele din viața lor, președinții Statelor Unite care au mărturisit că atunci când n-au mai știut ce să facă, s-au dus singuri la cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu a fost ca și o candelă pentru ei. De ce sportivi care au avut faimă, care au avut bogăție, care au avut tot ceea ce și-au dorit, au mai simțit că mai au nevoie de ceva și când au citit Biblia, Biblia le-a schimbat viața? Mă gândesc la David Luiz, marele jucător al Braziliei, care anul trecut s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu și s-a întors de la păcatele lui cu fața înspre Dumnezeu după ce a citit Biblia. Mă gândesc la oameni și când vorbesc despre Biblie, despre puterea pe care ea o are, am în minte oameni care de-a lungul timpului am văzut oameni care au ajuns adevărate epave umane, dar care după ce s-au dus la cuvânt, cuvântul le-a schimbat viața. Pot să vă spun din propria mea mărturie că în zile grele din viața mea, în zile grele din viața noastră ca și familie, când uneori nu mai știam ce să facem, când uneori nu mai știam răspunsuri poate la întrebări pe care le aveam, când am deschis Biblia ca și familie, Dumnezeu ne-a vorbit de fiecare dată atât de clar, atât de specific, atât de direct.